Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vin din nou cu o noutate pentru doamnele începătoare. În această revistă pe care eu am cumpărat-o de mult timp, Lumea Croșetului se numește, am găsit la urmă aceste modele pentru doamnele începătoare. De fapt, se numesc Mica Școală a Croșetului. Pentru a fi de ajutor doamnelor începătoare care doresc să lucreze o panglicuță, care doresc să lucreze o bluză, o bluziță chiar mai micuță pentru copii. Eu voi încerca astăzi să lucrez pentru dumneavoastră unul dintre aceste modele. Voi începe cu acesta de jos. Eu l-am încercat deja. Mie îmi place modul în care acesta iese, modul în care se lucrează. Și de aceea am decis să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Eu acum voi pune revista deoparte. Așa cum ați văzut, aici alături avem și schema. Înainte de a începe să lucrez, vreau să vă spun că fiecare raport al acestui model este divizibil cu 8. Deci, dumneavoastră, când veți începe lucrarea, în funcție de lungimea de care aveți nevoie, trebuie să fiți atente ca acel număr să fie divizibil cu 8 și, în plus, de un capăt și de celălalt al lucrării vor fi câte două ochiuri. Eu voi lucra cu același fir de macrame gros, care se poate lucra cu croșetul numărul 3, 3 jumătate, 4, deci firul Gaia. Modelul acesta se poate lucra cu orice tip de fir, fie mai gros, fie mai subțire, în funcție de dorința dumneavoastră. Și voi folosi croșetul numărul 3. Voi începe cu un număr de 24 de ochiuri de lanț, pe care eu deja le-am executat pentru a nu sta să pierdem timpul. Deci am lucrat un număr de 24 de ochiuri de lanț și voi adăuga două ochiuri de lanț în plus, pentru că, așa cum vă spuneam, pe marginea lucrării, de o parte și de cealaltă, este nevoie de aceste două piciorușe duble. În acest moment, deci după ce am lucrat în plus două ochiuri de lanț, am luat firul odată pe croșet și voi număra primul fir de pe croșet de aici, 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea, în cel de-al patrulea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Un picioruș dublu care împreună cu celelalte două ochiuri de lanț, în realitate 3, formează două piciorușe duble. Apoi voi lua din nou firul odată pe croșet și voi număra 1, 2, 3, 4. În cel de-al patrulea ochi de lanț voi intra, voi lucra un picioruș dublu. Apoi voi face două ochiuri de lanț, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în primul, deci mă voi întoarce înapoi și voi intra în primul ochi de lanț, voi face din nou un picioruș dublu, după care voi continua cu un număr de 4 piciorușe duble. Deci, vom face 1, 2. Primul rând este un pic mai greu de executat, ca întotdeauna, 3. Și cel de-al patrulea ochi, picioruș dublu, scuzați. Așa. În acest moment, din nou, voi lua odată firul pe croșet. Voi număra din nou 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț.
Voi intra în cel de-al patrulea. Voi face din nou un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Voi lua firul din nou pe croșet și mă voi întoarce înapoi în primul picioruș dublu. Voi trage firul și voi executa cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta noi vom executa piciorușele duble încrucișate și vom continua cu alte patru piciorușe duble. Deci în următoarele patru ochiuri de lanț vom face patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Și cel de-al patrulea îl voi face imediat. Deci avem din nou cele patru piciorușe duble. Voi lua din nou firul pe croșet și din nou voi număra 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț. Voi face piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț, firul din nou pe croșet. Mă voi întoarce din nou înapoi. Voi intra în primul ochi de lanț. Voi trage firul și voi face din nou piciorușul dublu încrucișat. După care vom închide cu două piciorușe duble. Fac acest model pentru ca dumneavoastră să-l puteți învăța. În momentul în care am făcut și aceste două piciorușe duble, după cum vedeți, voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul, voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, după care voi lua firul pe croșet și în cele două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat între piciorușele încrucișate, vom lucra în felul următor. Un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea, și cel de-al patrulea. Patru piciorușe duble vom lucra aici. După care vom lua din nou o dată firul pe croșet. Vom intra în cel de-al patrulea picioruș dublu, mergând înainte, corespondența celui de-al patrulea. Eu ca întotdeauna cu acest tip de croșet lucrez mai greu, voi face piciorușul dublu, primul picioruș dublu, dintre cele încrucișate, două ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet, mă voi întoarce înapoi la primul picioruș dublu din rândul anterior, voi face din nou un alt picioruș dublu și voi continua în mijloc între cele două piciorușe încrucișate din rândul anterior, lucrând patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Acum din nou repetăm
piciorușele duble încrucișate, am luat firul odată pe croșet, voi intra în cel de-al patrulea picioruș dublu, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, voi lua firul din nou pe croșet, mă voi întoarce în primul picioruș dublu pe care l-am lăsat în urmă. Voi face din nou piciorușul dublu în corespondența celor două ochiuri de lanț dintre piciorușele încrucișate. Din nou vom lucra 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 4 piciorușe duble, după care vom face ultimele două piciorușe duble care vor delimita lucrarea. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră veți pune numărul de ochiuri de lanț la început în funcție de dimensiunile pe care le doriți. Însă nu uitați că întotdeauna acestea trebuie să fie divizibile cu 8. Și am încheiat acest rând. Acum, voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul. Uitați-vă ce frumos începe să se contureze. Voi întoarce lucrul. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu de la margine de aici, în felul acesta. După care voi lua din nou firul odată pe croșet, voi intra în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face piciorușul dublu, primul picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul din nou pe croșet, mă voi întoarce înapoi în primul picioruș dublu din rândul anterior, voi face din nou piciorușul dublu încrucișat, iar apoi din nou în cele două ochiuri de lanț dintre piciorușele duble încrucișate din rândul anterior vom face cele 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al patrulea și vom continua în modul în care ați văzut. Deci iau firul odată pe croșet, intru în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc în primul picioruș dublu pe care l-am lăsat în urmă, voi face cel de-al doilea picioruș dublu încrucișat, firul pe croșet, voi intra în spațiul dintre cele două piciorușe duble încrucișate din rândul anterior, voi face cele 4 piciorușe duble. Eu sper să explic în modul în care dumneavoastră să înțelegeți și odată învățat modelul veți vedea cât de ușor merge în continuare. Voi continua. Am luat firul pe croșet, voi intra în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc în primul picioruș dublu din rândul anterior, voi face piciorușul dublu încrucișat, firul pe croșet, voi intra în spațiu dintre cele două piciorușe încrucișate din rândul anterior, voi face cele 4 piciorușe duble, 2,
Uitați-vă ce frumos se conturează modelul. După care voi face cele două piciorușe duble de la capătul rândului. Și pe cel de-al doilea. Să reușesc să intru, sigur că da. Am reușit. După care vom continua. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Vom întoarce lucrul. Iau firul pe croșet și voi face cel de-al doilea picioruș dublu de la capătul rândului. Acestea vor fi marginea, așa cum vă spuneam. Iau firul pe croșet, intru în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face primul picioruș dublu dintre cele două încrucișate, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă voi întoarce în corespondența ultimului picioruș dublu de aici. De acum ați învățat tehnica. Aici este, să nu greșesc. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, încrucișat, firul pe croșet, voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț din piciorușele încrucișate din rândul anterior, voi face patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, voi intra în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face primul picioruș dublu încrucișat, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc înapoi în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Face un nou picioruș dublu, astfel am realizat piciorușele încrucișate. În spațiu voi intra și voi face 4 piciorușe duble. Se conturează. Uitați-vă ce frumos. Ce frumos se prezintă. Așa, după care voi continua. Piciorușele duble încrucișate, firul pe croșet, voi intra aici în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă voi întoarce înapoi, corespondența piciorușului dublu, primul, să-i spunem, așa, din nou în spațiu voi lucra cele patru piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea. După care voi face cele două piciorușe duble de la capătul rândului. În felul acesta, noi vom repeta rândurile 2 și 3, 2 și 3 le vom repeta până când vom termina lucrarea. Deci, după cum vedeți, modelul în sine este foarte frumos, este foarte ușor de lucrat. Nu este nevoie decât să fiți un pic atente
și veți vedea cât de ușor veți învăța să lucrați acest model. Eu voi încerca să mai fac un rând pentru dumneavoastră, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Mă întorc, am întors lucrul, voi face cel de-al doilea picioruș dublu de la margine, care delimitează marginea, firul pe croșet, voi intra în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, mă întorc înapoi în corespondența primului sau ultimului, cum doriți să-l numiți, picioruș dublu, pentru a face cel de-al doilea picioruș încrucișat. După care, în spațiul de două ochiuri de lanț din nou, vom face piciorușele duble, cele patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Voi continua făcând din nou piciorușele duble încrucișate, primul picioruș dublu încrucișat, două ochiuri de lanț, mă voi întoarce înapoi și voi face cel de-al doilea picioruș dublu încrucișat. Voi intra din nou în spațiu dintre cele două piciorușe încrucișate din rândul anterior și voi face patru piciorușe duble. Cel de-al patrulea. Voi continua picioruș dublu în cel de-al patrulea picioruș dublu din rândul anterior. Două ochiuri de lanț. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu încrucișat. După cum vedeți, lucrul merge foarte ușor. Odată învățat modelul, veți lucra foarte rapid. Așa. Voi intra din nou în spațiu de aici. Voi face cele patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, iar la urmă voi face cele două piciorușe duble care delimitează marginea lucrului. Pentru dumneavoastră este important să scrieți primele trei rânduri pe care eu le-am lucrat. După ce ați lucrat rândul 1, rândul 2 și rândul 3, veți lucra rândul repetat, rândul 2 și 3, rândul 2 și 3. Rezultatul este acesta. După cum vedeți, modelul este frumos, are un frumos aspect. Eu aici un pic am lăsat un pic cam larg, de aceea mi s-a... și îl punem cum trebuie, se prezintă corect. Deci modelul în sine este acesta. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe acest canal de YouTube. Din suflet vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră, în momentul în care veți privi un tutorial, să dați un like. Dacă nu puteți lăsa un comentariu, vă rog să dați un like. Veți vedea că imaginea se va schimba. Am reușit să găsesc un editor care va face miniaturile pentru fiecare tutorial cu titlul și astfel vom da un aspect mult mai plăcut canalului de YouTube. Așa cum spuneam, din nou, mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră care mă urmăriți și sper că
Această mică școală a croșetului să atragă doamnele începătoare și, dacă doriți, putem continua cu diverse astfel de miniaturi de modele pe care dumneavoastră apoi să le puneți în aplicare. Dacă sunteți de acord, vă rog să lăsați comentariu pe canalul de YouTube și încet, încet vom face astfel de scurte tutoriale cu miniaturi. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Tatiana Andrie și vă doresc o seară frumoasă, o după-amiază frumoasă, o seară frumoasă, iar cum mâine va fi duminică, vă doresc o duminică binecuvântată. La revedere!